ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi vreau să vă prezint pasta de susan. Pasta de susan se obține prin măcinarea susanului, apoi se amestecă cu sucul de lămâie sau suc de grapefruit. În cazul celor care au probleme digestive, probleme de stomac și gastrită sau pur și simplu nu adoră mierea, atunci nu vor folosi miere, ci vor amesteca pur și simplu cu zeamă de lămâie, cu suc de lămâie sau suc de grapefruit. Cum vom proceda? Vom măcina susanul, apoi încercăm ca să îl diluăm cu sucul de lămâie. Această cremă se poate servi în fiecare dimineață pentru copii, vârstnici și pentru adulți. După cum știm, susanul este foarte sănătos pentru că conține foarte mult calciu și contribuie la bunăstarea oaselor noastre. Vom trece la rețeta noastră propriu-zisă. Vom măcina susanul, apoi îl vom subția cu zeamă de lămâie și grefuit. Ghindei mai pretențioși, se poate face din această pastă bomboane tip Raffaello sau întinsă pur și simplu această cremă pe foi de napolitan și păstrate în frigider și consumate câte o pătrățică, două în fiecare zi. Această pastă trebuie consumată imediat, nu trebuie să stea prea mult, cel mult 1-2 zile. Pentru că susanul se oxidează foarte repede. Pentru susan avem nevoie neapărat de lămâie pentru ca vitamina C să fixeze calciul pentru oase.